Asta este situația noastră, care după 20, la 22 de ani, astăzi se împlinesc 22 de ani, încă nu se cunosc tașii cei care au tras. Într-adevăr, la Bacău sunt impostori la Revoluție. Și în tot orașul au devenit impostori. Dar nu este vina noastră. Dar vreau să spun atâta. Banii dumneavoastră, cetățenii, edilii orașului, să mi dați respectul și cinstea cuvenită. Cuvântările l-au scos din minți pe prefectul Levente Secheli. În anii ăștia, când acumulează că noi de atât, de 22 de ani, am făcut lumină, cine sunt responsabili? Aici e problema. Aici este mare problema noastră, că nu este voință politică. Au fost toate guvernele, toate culorile și o să mai vină. Până ce noi nu facem curățenie și imagine curată ca generațiile următoare, să știe clar cine au fost de vină. Așa o să facem în fiecare an și așa o să ajungă aceste manifestări în care ne plângem veniturile, nu morții. Nu vrem să facem pași înainte. Și când ar trebui să sărbătorim ceva, sărbătorim altceva. Revoluționarilor, veniți la mine, dar nu vă înțelegeți între voi, oameni. Deci, de ce nu vă puneți de acord? Care e revoluționar, care nu e revoluționar? După dispute, cei prezenți la acțiune s-au deplasat la cimitirul Eternitatea, unde au depus coroane de flori la monumentul eroilor.